mă urmărește în somn. O bombă atomică. Cum să scap de acest vis? Păi urmărește-o și tu pe ea. Vreau să zic, pe Madame Bomba Atomică, chiar dacă nu scapi de esența visului, măcar îi demonstrezi acestuia că poți și tu, Lau, adică s-o faci pe a dracului. Ai văzut, Strigoi? La casa de copii orfani, dialog între un veteran și un boboc, ultimul fiind vizibil, în ultimul hal de tuberculoză, ochii rătăciți, fierbinți, și purtând în ei o spaimă veșnică și mută. Tușește cumplit, cu cheaguri de sânge, care îi se prelinge pe bărbie, din jumătate de minut în jumătate de minut tușește. E îmbrăcat cu haine bune, dar se tot sucește, de parcă l-ar dorea cumplit ceva, că nu-i deloc obișnuit cu ele. Ai văzut, Strigoi? Zici? Azi? Da. Când? Uite acuș. Adică? Ce e aia? Uite acuș. Păi așa. Și ce făceau strigoii? Săreau pe mine. Și eu strigam. Și nu era nimeni să te apere? Ba da, era. Dar ea nu mă apăra, că nu era om de la mine. Era, zicea ea, femeie. Dar ce făcea femeia aia cu tine? Mi-a zvârlea pe mine, Strigoi. Cum adică? Uite așa. Și bobocul ia dintr-o băltoacă de jos, din curtea casei, niște noroi și la zvârle veteranului drept în obraz. Veteranul îl pocnește pe boboc. Adică, boule, aruncă apă cineva pe tine? Da. Păi nu ți-am spus? De ce dai în mine? Las că nu mai dau. Și ce zicea femeia aia când arunca apa, adică arunca strigoii pe tine? Păi zicea așa, tu nu te-ai spălat de când te-a vrut popa în cristelniță și te-a botezat. Și tu ce-i ziceai? Păi, îi ziceam așa, eu nu-s botezat că mi-au murit părinții înainte să-i știu și să mă, cum ziceți voi, boteze popa. Cum adică tu n-ai văzut apă, nu te-ai spălat niciodată? Nu, nu cred. Ba, cred că da. Sigur că da, am văzut acolo jos. Deci strigoii tăi erau, săreau pe tine, erau picăturile de apă când te spăla femeia de serviciu? De la noi? De la casa de copii? Păi, nu știu. Eu așa știu. Ce știi tu? Că dacă sare cineva la tine și tu nu-l chemi să sară la tine, acela este strigoi. Dar tu de unde vii? De unde te-au adus aici, la noi? Nu vin, m-a adus din fundul unei mine,
de unde se scoteau cărbuni, spre nu știu unde. Și cei ce lucrau acolo nu se spălau? Nu știu, nu se spălau. Dar tu unde stăteai? Nu ieșeai cu ei din mină? Nu, niciodată. Ba da, odată și încă odată când am văzut cerul și ceva ce îi ziceau oamenii, stai așa, îi ziceau pădure, codru, cam așa ceva. Și nu mâncai? Unde dormeai? Înainte de a pleca din mină, un om bun îmi întindea un codru de pâine, așa îi zicea omul cel bun. Ia mă, țâcă, și mănâncă, uite, bulciorul ăsta, bei ce ai întrânsul și te mai răcorești. Mâine iar venim și împingi iar la vagonete, că tot n-ai unde sta, n-ai casă, n-ai nici părinți, vai de capul tău. Până venim noi, pune capul pe saci de aici și dormi ca ursul, zicea el, dar eu nu știu ce e aia, ceea ce e urs. Păi dacă ai băut, înseamnă că știai ce e aia apă. Da, dar nu sărea la mine. O dădeam numai pe gât în jos, când avea marșiță mare. Și de ce ai venit acum aici? Că tu nici nu știai că există lumea asta. Tușeam acolo jos și a intrat în mine un pădurar. Așa zicea el că-l cheamă. Și m-a luat și m-a adus aici. De ce? Ce ți zicea pădurarul? Zice așa, mă băiete, tu n-ai văzut lumina zilei. Haide ca măcar să mor la lumina zilei. Să te duc la o, zicea el, la o casă de copii, copii ca tine. Eu nu știu ce e aceea casă, cum îmi zicea și omul acela bun din mine. Dar cum de știi să vorbești dacă tu zici că n-ai văzut lumina zilei? Păi cei de la mine, oamenii aceia buni, vorbeau așa, din când în când, între ei, și unul îmi mai arunca și mie câte o vorbă. Și eu aruncam înapoi. Și de unde știi tu de strigoi, dacă de lumina lumii nu știi mai nimic? Păi din când în când mai țâșneau strigoi din pereți de la mine. De ziceau oamenii, uite, iar ne vin strigoi ăștia. Tu le muma lor, hai să-i dăm afară, că de nu ne dau afară ei pe noi, bobocului. I se albiră ochii dintr-o dată și căzu pe calda rând. Veteranul îi puse repede urechea pe piept, se mai întâmplase cu mulți copii de la casă, așa să închidă ochii pentru totdeauna. Inima nu-i mai bătea bobocului, dar pe buze îi se clătina un zâmbet firav, ca un mic șuvoi de apă. Vedea acum strigoii și nu se mai temea de ei. O fi fost și el de-al lor, de-acum strigoi. Cheagurile de sânge scurse pe bărbie se ridicau acum spre creștetul capului său, de mic sfânt, martir. Cheagurile înălțate spre creștetui, alcătuind o lumină, o aureolă în jurul creștetului său, de mic sfânt, sălbatic și inconștient, de frumusețea luminii. Iar strigoii ceilalți, mai bătrâni și mai cunoscători, ei strigoii cei bătrâni, îi arătau acum ce nu mai văzuse el niciodată, printre care și noema luminii. Deși se zice venise pe lume, el venise, dar nu și văzuse lumea. Și strigoii acum asta făceau. Îi arătau lumea nevăzută sau cine mai știe ce alte lumi. Mimetisme inutile. Sare dureros de pe crugul ei, o planetă, are crunte dureri stomacale. Urmându-i ambițioasă exemplul, sare broasca din baltă.
sare și pasărea din copac. Sunt amândouă, Kit, nu? Dar unde se va ajunge cu astfel de mimetisme, pline de ambiție, dar lipsite și de noimă și de funcționalitate? Din păcate, în politica umană, aceste mimetisme inutile au ajuns în semne o cutumă. Dar au păstrat exact aceeași valoare. Zero. Surzenii benefice. M-ai auzit? Mă bucur că ești surd. Continuă. Ai văzut stregoi? Zici? Azi? Da. Când? Uite acuș. Adică? Ce e aia? Uite acuș. Păi așa. Și ce făceau stregoii? Săreau pe mine. Și eu strigam. Și nu era nimeni să te apere? Ba da, era. Dar ea nu mă apăra, că nu era om de la mine. Era... zicea ea... femeie. Dar tu de unde vii? De unde te-au adus aici, la noi? Nu vin, m-a adus din fundul unei mine, de unde se scoteau cărbuni, spre nu știu unde. Și cei ce lucrau acolo nu se spălau? Nu știu, nu se spălau. Dar tu unde stăteai? Nu ieșeai cu ei din mină? Nu, niciodată. Ba da, odată și încă o dată, când am văzut cerul și ceva ce îi ziceau oamenii, stai așa, îi ziceau pădure, codru, cam așa ceva. Mă urmărește în somn o bombă atomică. Cum să scap de acest vis?